2 morcovi, pentru că vom face o supă în jur de 1,5 litru, 2 litri. Vom folosi mai puține ingrediente. Deci avem așa, 2 morcovi pe care vom tăia în bucăți mai mari. Vom tăia în bucăți mai mari, așa, pentru gust, dar în același timp le voi pune și la supă. Avem păstrânat, tot așa, rondele, așa, rădăcină de țelină, care tot așa tăiem mare. Asta este pentru bulion, deci pentru supă. Și ceapa tot așa cât mai. După ce am tăiat legumele, vom pune o oală de 1,5 litru, 2 litri de apă. După ce a dat în fier, punem legumele, un pic de sare și lăsăm la fiert. Pentru găluște avem nevoie de 300 de grame, 300 de mililitri de lapte, 80 de grame de unt, 1 lingură de sare, linguriță de fapt de sare, și lăsăm să fiarbă. După ce a fiert, vom pune 160 de grame de grind și pe să se încălzească. Vom pune grișul în ploaie. La foc mic. Nu va deveni ca un piure. Mai sare. Zăpacealele vom lua de pe foc și vom lăsa să se răcească. După ce am lăsat să se răcească, deci să recapitulăm. Deci aici am făcut 300 de ml de lapte, 80 de grame de unt, am pus o lingură de sare și după ce a fiert am pus, nu 160, am pus mai puțin, între 100 și 120 de grame de griș. După aceea, după ce s-a răcit, deci e foarte important, punem un ou. Care este prea mult sau ou este prea mic, putem să punem și 2. Oricum, prima oară vom încerca să vedem cum este, prima gălușcă, și dacă nu se destreabă, va fi foarte. După ce au fiert legumele, vom lua supa și vom pregăti găluștele. Și găluștele le vom face cu mâna. facem așa, cât de mari doriți. Niște perișoare sau ca niște tuftele, cât de mari doriți să fie. Bineînțeles că ele se va mai umfla, deci nu va fi mărimea inițială. Cam mică, de aceea mai luăm de aici. Așa. Am făcut băluște. Deci v-am spus că am pus în jur de 1 litru jumate, 2 litri de apă. Deci va ajunge decât de astăzi și mâine maxim. Și acum să punem băluștele în bulion de legume. După ce am făcut găluștele, uitați-le, le vom pune în bulionul de legume, unde am scurs o parte din legume și a mai rămas de cu ceapa. Și luăm pe fiecare și le punem în la foc mic, foarte important. Și așteptăm până va fierbe un pic. Capacul la foc foarte mic. Deci uitați, așa arată. Și-a mărit volumul. Puteți face ce forme doriți, puteți și pătrate, puteți și cu lingura, și cum vă este mai simplu și la îndemână. Și vom mai lăsa 5-10 minuțele căluștele cu supa și cu legumele împreună. Și așa arată supa de găluște. Ne doresc și cu un pic de pătrunjel. Vă doresc poftă bună. Dacă v-a plăcut videoul, vă rog să dați like sau să vă abonați. Dacă nu, puteți să dați dislike. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!